O furtună a pus stăpânire peste stațiunea Sinaia. În jurul prânzului, cerul s-a acoperit de nori, iar o ploaie abundentă s-a revărsat asupra orașului. Din cer au căzut și bucăți mari de grindină care au acoperit rapid pământul. Pe unele străzi, canalizarea nu a mai făcut față, iar toată apa a refulat și s-a vărsat pe carosabil. Strada din centrul stațiunii Sinaia a fost rapid acoperită de apă, spre disperarea șoferilor care nu au avut încotro decât să traverseze prin râul învolburat apărut pe drum. Angajații companiei de apă au încercat să desfunde gurile de canal de pe șoselele inundate. Inclusiv pietonii au avut mari bătăi de cap. Did you get wet? This foot's soaking. The gentleman an hour ago. An hour ago is crazy. The rain was falling so fast and there was lightning and we were across the street and our bus is on this side of the street and there was a river coming through. It's like home. We're from Dallas, Texas, and it's always a flash flood in Dallas. Like every week we have a flash flood. So we feel at home. Surprinși de furtuna violentă au fost și Andrei și Emma, doi tineri din Curtea de Argeș. Cum sunteți? Suntem foarte buzi, ia uitați-vă! Erați la plimbare întâmplător? Da, voiam să mergem pe jos până la Peleș să ne plimbăm într-un cadru mult mai romantic, doar că ne-a prins ploaia foarte, foarte, foarte tare. Că a dat și piatră foarte, foarte rău mai devreme. Am băgat aici, am alergat de la muzeu până aici și mașina o avem în parcare. Aveți unde să vă schimbați? Mașină! O mașină! Aveți haine la voi? Da, da, da. O bucată de stradă din apropierea gării Sinaia a fost acoperită complet de apă, iar circulația mașinilor a fost oprită. Probleme au fost și pe munte. 7 tineri cu vârste cuprinse între 16 și 21 de ani, care se aflau în drumeție, masivul Iezer Păpușa, au fost surprinși de grindină. Ei nu erau echipați corespunzător, așa că au cerut ajutorul salvamontiștilor din Argeș. Două fete au avut hipotermie, iar un adolescent s-a rănit la gleznă. Fenomenele meteo extreme au continuat până seară la ora 23, atunci când a expirat codul galben de instabilitate atmosferică.